Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Aprilie te va forța să depui toate eforturile pentru a păstra succesul. Este puțin probabil ca gemenii să fie nevoiți să se bazeze pe noi realizări. Toate forțele vor fi direcționate pentru a nu rata ceea ce a fost deja realizat. Finanțele nu vor pune probleme gemenilor, întrucât eforturile anterioare în această direcție vor da rezultate bune. Energiile care emană din Berbec dau viața alternativ sectoarelor tale de proiecte și prietenii. Mintea ta este receptivă la lucruri noi și la schimbare. Atragi oamenii către tine complet neintenționat. Stilul tău de viață și determinarea generează instantaneu simpatie. În această atmosferă agitată, te simți în largul tău. Poți ataca pe toate fronturile. Acest lucru duce la faptul că ai o mulțime de idei care ți se rotesc în cap în același timp. Cu toate acestea, dacă dorești ca toate aceste beneficii să-ți servească interesele și proiectele, trebuie să fii practică. De asemenea, ar fi bine dacă ai stabili niște limite. Poate părea că le impui, dar cu puțin mai mult bun simț, poți evita dezamăgirile. Dragoste. Acest sector se bazează pe talentul tău de a te lăsa deoparte atunci când apar probleme. Din 12 aprilie, farmecul tău face minuni. Compania ta este plăcută și mulți aspiră să fie în preajma ta. Cu toate acestea, în ciuda vârtejului de ispite care te vor fi luat și ți-aduc satisfacție, te poți simți în continuare singură. Sfat, te înțelegi bine cu oamenii, în special cu cei din jur. Dar totuși, dacă vrei să păstrezi o relație bună, din când în când ar trebui să iei inițiativa. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!